Polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale Caraș Severin, sub coordonarea unui procuror de la parchetul de pe lângă judecătoria Rășița, au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară în Rășița, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru furt de gaze naturale. Se pare că din anul 2020 și până în prezent, un bărbat ar fi intervenit în mod fraudulos asupra unor contoare de măsurare a consumului de gaze naturale instalate la locuințele unor persoane. Acesta a modificat index și de consum, activitate care ar fi cauzat o pagubă de peste 20.000 de euro societății furnizoare. În urma perchezițiilor au fost găsite și ridicate o armă neletală supusă autorizării, deținută ilegal, contoare de măsurare a gazului, componente și sigilii, precum și înscrisuri de interes în cauză. La activitate au participat polițiști de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale, precum și o echipă de specialiști din cadrul societății furnizoare, care a asigurat sprijin logistic și tehnic pentru ambalarea și ridicarea contoarelor de gaz. Acum, bărbatul este cercetat pentru furt calificat, distrugere și deteriorarea și modificarea fără drept sau blocarea funcționării echipamentului de măsurare a consumului de gaze naturale furnizate. De asemenea, au continuat și perchezițiile pentru combaterea infracționalității economice din cadrul operațiunii Jupiter. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caransebeș, au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară și un mandat de aducere, în cadrul dosarului penal privind infracțiuni de evaziune fiscală. Din cercetări a rezultat că administratorul unei societăți comerciale ar fi reținut și nu ar fi plătit în termen de 60 de zile de la scadență contribuția individuală de asigurări sociale, contribuția pentru asigurări de sănătate, contribuția asiguratorie pentru muncă, precum și impozitul pe veniturile din salarii. În perioada martie 2022 și până în prezent, societatea în cauză a desfășurat activități comerciale, având înregistrați în sistemul informatic integrat Inspecția Muncii 8 angajați activi. Reamintim că în cadrul operațiunii Jupiter, în Caraș Severin, au fost puse inițial în executare 15 mandate de aducere. Mai mult decât atât, sub coordonarea parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 24 octombrie, polițiștii desfășoară simultan șapte percheziții domiciliare, trei dintre acestea în județul Mehedinți și Municipiul București, într-un dosar de evaziune fiscală privind tranzacții comerciale și operațiuni de export cu cărbune energetic. Oamenii legii au constatat că a fost cauzat un prejudiciu bugetului de stat de 2.345.000 de lei. Alte patru percheziții au avut loc astăzi în Caraș Severin și Hunedoara pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani privind activități în domeniul comerțului cu produse de panificație. Acțiunile urmăresc documentarea activității infracționale a persoanelor cercetate, recuperarea prejudiciilor, și indisponibilizarea bunurilor obținute din săușirea de infracțiuni sau a bunurilor deținute ilegal. Activitățile se desfășoară în contextul măsurilor luate la nivelul Poliției Române pentru combaterea infracționalității de orice fel.